este foarte bine pentru Națională, că și noi ne simțim, ne ridicăm starea de spirit ajutându-i pe copiii de la casa, de la casă de copii, pentru că cu toții înțelegem că nu au cea mai fericită viață și au îndurat foarte multe. Chiar și când au venit aici erau destul de crispați, dar după ce au petrecut timpul cu noi, chiar la sfârșit, foarte bucuroși, toți zâmbesc, toți veseli, le aleargă. Pentru mulți copii va fi un imbolt, va fi un start pentru a visa, pentru a-și dori să ajungă fotbalist. Noi încercăm să le facem viața mai frumoasă. Uitați-vă la copii ce bucurie au ei, eu cred că e un eveniment bun pentru și copii și pentru noi, pentru fotbaliști, echipe naționale. Să facem bucurie pentru acești copii care nu chiar au probleme familiale și sperăm asta să fie o tradiție pentru noi și nu pentru prima dată, ultima dată aceasta. Un imbolt să mai apară fotbaliști? Eu sper că printre dinși apare cineva, am văzut, sunt unii cu calități, gândesc bine. Eram foarte entuziasmat și parcă nu credeam să-l văd pe Artur Ioniț, că eu sunt pasionat de el, și Alexandru Iprean, dar mai tare de Artur Ioniț. General, cum ești pasionat în general de fotbal? Da, foarte tare. Eu fotbal joc de când sunt mic, eu am fost la internat, pentru mine mingea era ca pernă și sincer vă spun, când spun pernă, în sens direct spun, adică eu dormim pe dânsa. Și eu de mitel mi-a plăcut, eu mereu mergem în buț, cu mingea, oriunde eram cu mingea. Și eu sunt fanul lui Cristiano Ronaldo. Eu am fost motivat de el, a fost un băiat, a fost primul care mi-a arătat videoclip despre el și de atunci am zis că I like this player. Și îmi place foarte mult cum driblează, cum șutează și în general mă seamă tare mult și plus asta îmi spun prietenii Ronaldo. Ronaldo în cioare. Astăzi avem o ocazie extraordinară împreună cu 26 de copii de la centrul nostru comunitar de zi, care oferă servicii copiilor din familii socialmente vulnerabile, să participăm și să cunoaștem fotbaliști adevărați, care sunt un model de disciplină, organizare și care sunt deschiși să ofere clipe copiilor de neuitat. Chiar pot să spun că m-au impresionat în mod special generozitatea și bunătatea cu care a fost abordați copiii noștri. Sunt sigură că nu vor uita niciodată această experiență. Mulțumim foarte mult Federației Moldovei de Fotbal și sperăm să ne mai invitați. Să zic că au fost foarte surprinși pentru că nu știau unde vin. Este prima dată când vin aici. Bineînțeles, s-au bucurat foarte mult. Da. Și mâine ne-am spus!